Popoarele germanice Locul de origine al celui mai vechi dintre popoarele germanice, constituit din fuziunea populației neolitice locale cu elemente etnice indo-europene, se situează în zona din sudul Suediei, peninsula Jutlanda și teritoriul Germaniei septentrionale, cuprins între gurile fluviilor Weser și Oder. Aceasta, între anii 1200 și 1000 înainte de Hristos. O mie de ani mai târziu, Germania ajunseseră în est până la Vistula, iar în vest până la Rin. În sud, atinseseră linia Dunării Superioare, dincolo de care expansiunea lor era blocată de romani, iar în nord ocupau aproape jumătate din peninsula scandinavă. Numele de germani, care era cel al unui singur grup de populații, n-a fost adoptat de germanii înșiși ca o denumire generică. Denumire însă pe care romanii au dat-o germanilor occidentale, chiar dacă ei erau conștienți de omogenitatea lor în ceea ce privește limba, obiceiurile și credințele religioase. Observație. Numele de Germania ar fi nou și dat de puțin timp un trib germanic de pe teritoriul Belgiei actuale, Tungri, s-ar fi chemat atunci germanii. Numele acesta însă, numai al unei seminții, nu al neamului întreg, s-a răspândit încetul cu încetul. Am citat din lucrarea Tacitus, publicată în Germania, 2 cu 3. Asemenea, transpoziții de nume sunt frecvente. Francezii îi numesc pe germani Alemanzi, după tribul germanic al Alamanilor, Germanii îi numeau pe celți Valhân, de la numele tribului celt Volce, iar istoricii bizantini, îndeosebi Procopius, prin numele de germani îi indică pe franci, conform lui Emil Nac. Am încheiat observația.